Salut! Vreau să vă arăt cum fac un platou de brânzeturi și câteva mezeluri. Acest platou de brânzeturi îmi place foarte mult pentru că eu apreciez tot timpul combinația dintre gustul dulce și cel sărat. Este un platou foarte ușor de realizat cu brânzeturi din hipermarket, sunt accesibile oricui. Eu am folosit 5 tipuri de brânzeturi: gorgonzola, cheddar, parmezan, mozzarella și brânză de capră. Am mai folosit și niște fructe uscate și fructe normale. Totodată o să folosesc și două tipuri de mezeluri. O să trecem la treabă și o să vedeți exact cât de simplu este de a realizat. Puteți să serviți platoul ăsta în momentul în care aveți musafiri și vreți să oferiți un aperitiv. O să vă spun și câteva secrete atunci când alegeți să faceți asta. 1. Când mâncați brânzeturi sau faceți un platou de brânzeturi, scoateți brânzeturile afară înainte de a le servi, pentru ca acestea să ajungă la temperatura camerei. Asta are impact în gustul și savoarea brânzei în momentul în care o mâncați. 2. Nu faceți un platou cu foarte multe brânzeturi, pentru că dacă acestea nu se mănâncă, brânzeturile se vor usca și va ieși tot uleiul din acestea. Și un alt sfat, dacă aveți musafiri, puteți să serviți platoul așa cum este și să veniți din când în când să îl alimentați, să îl suplimentați dacă aveți brânzeturile în frigider. Dacă rămân niște brânzeturi și acolo, puteți să le folosiți în omletă sau în alte tipuri de mâncăruri care necesită brânzeturile, astfel încât nu aruncați nimic. Să trecem la treabă, o să vă arăt cât de simplu este. Eu o să folosesc o tavă. În tava asta o să așez tot ce am vorbit mai devreme. Pe tava asta o să pun o hârtie de copt și o să vă arăt cât de simplu este de realizat. În primul rând am pregătit tava cu hârtia de copt peste și o să mă apuc de a așeza prima oară brânzeturile. Eu am folosit acest tip de brânză de capră, este de la Lidl și o să folosesc doar jumătate din ea. O să o așez pur și simplu într-un colț. A ieșit cam urât. În colțul ăsta. Ok. Acum a doua brânză pe care o să adaug va fi gorgonzola. Am folosit gorgonzola asta tot de la Lidl. Un alt sfat, atunci când pregătiți un platou de brânzeturi, evitați să le tăiați pe toate în aceeași formă. Gorgonzola îmi place foarte mult în combinație cu nuci, deci gorgonzola. A treia brânză pe care o așez va fi mozzarella, pe care eu o să o smulg pur și simplu în fâșii și o să așez în colțul acesta. Este o brânză proaspătă, trebuie să o terminați acum. O să adaug și busuioc peste acesta, chiar îi dă o tentă mai interesantă. Dacă vreți, peste puteți să puneți și ulei de măsline. A patra brânză pe care o să o adaug este acest parmezan. O să iau o bucată așa și o să pun aici și cred că o să tai așa feliuțe. Punem așa frumos. Zic că arată bine, nu? Să zicem la ultimul tip de brânză și am luat și cheddar, mai mult, e ok la gust. Apropo, între timp, în timp ce pregăteam brânzeturile, m-am gândit să dau drumul și la cuptor, să vă arăt ce puteți să faceți în loc de crutoane sau mai știu eu altceva. Și pe ăsta îl pun la mijloc. Așa. Ok. Acum o să trec la mezeluri. Eu o să folosesc acest salam de curcan. Ce este important dacă folosiți mezeluri? Să fie cât mai subțiri feliate. Al doilea tip de mezel pe care o să-l folosesc va fi această pastramă de vită. Dar puteți să folosiți orice alt tip de mezel doriți. Eu am făcut cu ce aveam la îndemână. O să le tai la fel destul de subțiri și o să îndepărtez crusta. Pentru a servi platoul de brânzeturi puteți să folosiți grisine, cum le-am eu pe acestea. Eu le-aș alege pe cele mai lungi, pe care le-aș pune într-un pahar și le-aș servi pe acelea, dar pentru că nu am găsit,
Am din astea mici și scurte, că la fel doar dimensiunea diferă. Sau puteți să, aveți, să folosiți o baghetă comiu pe acesta, să încingeți cuptorul, să puneți pe o tavă hârtie de copt, să feliați bagheta și să adăugați niște ulei de măsline peste felii, cu diverse condimente cum vreți. Eu o să adaug doar susa. Să le amestec un pic în acest ulei. Și acum o să bag pâinea la cuptor pentru aproximativ 10 minute. Câtă vreme se face pâinea, o să adaug restul ingredientelor. O să pun miere. De ce folosesc miere? Mierea în combinație cu brânza de capră este foarte bună. Dacă aveți și ulei de trufe, ar fi demențial. Puteți chiar să vărsați așa peste brânză direct, cum fac eu aici, de exemplu. Și o să pun aici mierea. Următorul ingredient pe care o să-l pregătesc va fi muștarul și o să-l pun pentru mezeluri. Eu am aici gem de smochine. Bun, o să-l pun și pe ăsta aici. Pun și măslinele undeva aici. Urmează nucile. Am folosit tot nuci de la Lidl și o să le pun peste tot. Puteți folosi și migdale. Da? Adaug și câteva prune uscate. Le pun și eu pe unde consider. Pun și smochine. O să tai ciorchini mici. Pe care o să-i adaug așa aleatoriu pe unde văd. Ia să vedem unde o să punem grisinele. Ceva verde aș mai pune, niște busuioc sau cimbru sau rozmarin proaspăt. Eu zic că e un platou foarte șmecher, făcut în casă, cu ce vreți voi, ingrediente de care vreți voi. Am pus și astea aici, foarte simplu. Sper că v-a plăcut platoul de brânzeturi pe care l-am pregătit împreună. Este o rețetă foarte simplă pe care puteți să o faceți în doar 10 minute cu foarte puține ingrediente. Și eu zic că pentru atât de puțin timp rezultatul este unul foarte surprinzător pentru cât de puțin efort depui. Dacă vreți să vedeți cât mai multe rețete simple și ușor de făcut, interesante, un pic diferite, vă rog să vă abonați la canalul meu și să-mi dați un comentariu. Și dacă mă apreciați, vă mulțumesc la fel de mult! Pa! V-am pupat!